Vitura de pe Dunăre avansează rapid către România, iar debitul fluviului continuă să crească alarmant de la o zi la alta. Duminică la intrarea în țară, în zona Bazia și Dunărea a înregistrat un debit de 6100 de metri cubi pe secundă, cu mult peste media multianuală pentru luna septembrie. Împreună cu mai mulți experți de la apele române, survolează cu elicopterul zonele din țară în care riscul de inundații este crescut. Autoritățile vor verifica digurile de pe Dunăre, 1800 de kilometri de diguri, iar unde sunt puncte vulnerabile, elicopterul va ateriza și se vor face verificări în teren, fiindcă alături de ministrul mediului sunt și experți de la apele române. Prima oprire va fi la porțile de fier, acolo unde autoritățile vor să vadă care este situația digului de după hidrocentrală. De asemenea, se vor verifica și anumite diguri care au avut probleme la inundațiile din 2006. Potrivit estimărilor în prezent, debitul Dunării crește cu 1000 de metri cu pe secundă în fiecare zi. Totuși, autoritățile spun că această viitură n-ar trebui să ne provoace probleme, pentru că digurile noastre pot rezista până la 13.500 de metri cu pe secundă, iar potrivit estimărilor hidrologilor, la finalul acestei săptămâni debitul Dunării va atinge 9500 de metri cu pe secundă, dublu față de normalul perioadei. Se estimează ca viitura de pe Dunăre să intre în România în jurul datei lor de 28-29 septembrie, a relatează Antena 3.0.